la această conferință? Conferința, eu sunt invitat pentru că fac parte din Comisia de Transport și Turism al Parlamentului European și tema e legată de, bineînțeles, ce se întâmplă cu pachetul pe mobilitate pentru cei care sunt mai puțin acomodați cu termenul, ce se întâmplă cu regulamentele care sunt acum în fază de dezbatere, au fost odată respinse, legate de transportul internațional de mărfuri, unde s-a încercat prin niște regulamente dezechilibrate, le spun eu, să indirect să scoată transportatorii din Europa de Est din transportul internațional. De ce? S-a considerat că salariile mici din România ar fi un dumping social. Noi, europarlamentarii din țările din Est, am explicat că accesul la piață trebuie să fie liber, că există legislații de competență națională, e subsidiaritate, și că salarizarea nu poate să determine să pună un obstacol în fața transportatorilor din România, Bulgaria, din țările din Est. Așadar, acum am ajuns la un impas. Este foarte bine că industria transportatorilor a organizat această întâlnire. Este prezentă și Comisia Europeană aici și Consiliul prin ministrii din Guvernul României. Stadiul acum este că am reușit să blocăm în forma în care sunt formulate acum amendamentele în aceste trei regulamente și urmează ca mâine, eu mâine voi fi la Bruxelles, să discutăm din nou în comisie și conform procedurilor să se întoarcă. Veți sta de vorbă și cu ministrul transportului sau veți dori să aveți o conversație și cu ministrul transportului? Așteptăm să fie numit ministrul transportului. Deocamdată am discutat cu directorii care au fost prezenți astăzi aici din partea ministerului transportului, dar așteptăm să fie numit. Sper că în 2-3 zile să fie numit. Este o mare pierdere când se întârzie cu decizia asta, știu din mediul privat. Eu sper să nu mai existe nicio întârziere de numire a ministrului transportului. Este foarte important să fie la Consiliul de Miniștri, este foarte important să-și spună poziția de țară acolo. Sigur că noi ajutăm eurodeputații din Comisie, dar trebuie să meargă și în Consiliul România să-și susțină un punct de vedere foarte, foarte bine argumentat și eu spun și după o consultare, așa cum am spus și aici în deschiderea conferinței, după o consultare cu cei care știu cel mai bine domeniul și anume lucrătorii din acest domeniu. Doamna Grabini, trebuie să discutăm despre grație. Următor. Așadar, aici aș vrea să fac o punere în context. În primul rând, vreau să mulțumesc și felicit organizatorii pentru ideea de a pune aici față în față toți actorii importanți privind reglementarea acestui sector. Extrem de important sector. Avem Comisia, avem Asociația Producătorilor de Autovehicule, avem transportatorii, avem ministerele, Consiliul, acum, și cu modestie, să zic așa, reprezentantul Parlamentului, membru în Comisia Trai. Acum, mulți din România, spun mai ales pentru reprezentanții de la Bruxelles, știu că eu provin dintr-un sector al industriei și cunosc foarte bine impactul oricărei reglementări. Dar aici vorbim de un domeniu, era să uit de Iru, foarte bine că sunteți aici, eu colaborez de fapt și la Bruxelles cu patronatele, cu Uniunea Transportatorilor, cu toți care se ocupă de acest domeniu. Noi vorbim de un domeniu care influențează celelalte domenii. Să fim serioși, dacă punem pietră de moară la transportatori, înseamnă un impact pe eficiență economică în toate celelalte sectoare. De ce spun că nu putem să dezbatem și am rugat UMTR-ul și organizatorii să legăm cumva tema inițială de decarbonizare, foarte importantă, pentru că avem niște ținte stabilite, da, reprezentanta IRU aici foarte bine, că nu putem să deversăm toate costurile asupra unui singur sector. Eu vreau să reamintesc aici, îi mulțumesc Izabelei că a prezentat un cadru foarte bun din punct de vedere al DigiMove, pentru că aici știți cum fiecare comisie, fiecare comisar, fiecare DG are niște sarcini, niște atribuții concrete și a prezentat o fotografie foarte exactă a ceea ce are ca și competență DigiMove și comisia în ansamblu. Dar vreau să vă spun că trebuie să ținem cont totuși de un lucru pe care eu îl văd esențial. Cum putem să reglementăm în așa fel încât în statele membre, pentru că vorbim de o piață internă, respectăm ideea că avem o piață internă, avem o Uniune Europeană, încât reglementările care le luăm să nu aibă un efect nociv, pentru că statele nu sunt dezvoltate la nivel egal. Dacă mă gândesc la IMM-uri, când eram ministru IMM-urilor, știu că m-am luptat să implementez
Small Business Act, adică orice decizie să o iei, să reziste cel mai mic. Mă gândesc că și la acest pachet, aceste pachete pe mobilitate, trebuie să ne gândim la fel. Să nu contribuim la neconectivitate în loc să contribuim la conectivitate, pentru că ne propunem să avem o conectivitate. Apoi, trebuie să punem o sarcină realistă asupra tehnologiilor pe care le avem, asupra constructorilor de mijloace de transport. În ce ritm pot cercetarea, inovarea, costurile să implementeze o nouă tehnologie? Apoi, de asemenea, să punem o sarcină corectă a celor care trebuie să cumpere, pentru că să nu uităm că avem majoritatea IMM-uri în piața Uniunii Europene a transportatorilor și au o putere limitată, să spunem, de asimilat. Evident, nu uităm de țintă, nu uităm de decarbonizare. Vreau să spun aici, știu că știți, că de fapt emisiile de carbon ale vehiculelor grele sunt la aproximativ 6%. Specialiștii care au analizat din total, din total și 25% din emisiile de dioxid de carbon. Specialiștii spun că dacă nu luăm nicio măsură și lăsăm lucrurile așa, ar putea să crească până la 9%. Ne interesează ce se întâmplă cu planeta, ne interesează ce se întâmplă cu încălzirea globală, nu știu cine spunea de încălzire globală. Problema este că noi aici avem reglementări în lucru și reglementări care există deja și trebuie să vedem cum facem ca aceste pachete pe mobilitate, sigur în panelul 2, panelul următor mă voi axa pe pachetul 1, să spun stadiul și punctul meu de vedere a ceea ce ar trebui să se întâmple. Da. Avem aici regulamente cu care trebuie să ne conectăm și nu sunt puține. Regulamentul privind certificat, regulamentul privind monitorizarea și raportarea, sistemul de omologare UET, de tip, directiva privind greutățile și dimensiunile maxime autorizate, directiva privind vehicule nepoluante, directiva privind instalarea infrastructurii pentru combustibile alternative, adică sunt foarte multe reglementări pe care noi trebuie să facem așa un puzzle, să le punem și să vedem când noi decidem acum asupra pachetului de mobilitate 1, 2, 3 și așa mai departe, cum facem ca să le conectăm cu celelalte și să obținem soluția optimă, pentru că niciodată nu se va găsi un sistem ideal, adică asta cu toții suntem conștienți. De aceea, poziția mea ca membru în Comisia TRAN, în același timp sunt membru în Comisia Piață Internă și mă interesează ce efect are o anumită reglementare într-o altă comisie asupra funcționării pieții interne în mod armonizat, în mod nediscriminatoriu, să spun așa, și într-un mod cu accesibilitate în aceeași măsură a tuturor actorilor economici din piața internă. Cam așa văd eu lucrurile, acum la început, înțeleg că o să am să vorbesc pe pachetul de mobilitate mai târziu. Eu vă mulțumesc, vă felicit încă o dată și sugestia mea este ca să lucrăm nu numai în perioada de președinție, sigur că acum este o responsabilitate pentru România foarte mare, dar totdeauna am pledat ca o fostă președintă de patronat, să zic așa, la nivel național, am credat în acest lucru în echipă, pentru că interesele sunt comune. Guverne, comisie, actorii din economia privată. Dacă ne desprindem de realitate și cer de foarte multe ori comisiei, vreau să văd impactul, vreau să văd ce consultare publică ați făcut, vreau să văd ce răspuns aveți și dacă am un răspuns de genul, păi am făcut sondaj la 120 de companii și am primit următorul răspuns, spun că nu este relevant. Deci noi trebuie să ținem cont, fiecare avem gradul nostru de subiectivism, dar scopul comun este să obținem o reglementare mai bună decât cea din urmă. Altfel n-are rost să facem această frecventă schimbare de legislație care până la urmă adaugă un cost. Vă mulțumesc și pe pachetul de mobilitate voi vorbi la următorul panel. Mulțumesc mult!